Weekendul prelungit cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria a fost unul extrem pentru pompierii militari telormăneni. Telefoanele au sunat necontenit la 112. Au fost 181 de misiuni la care salvatorii telormăneni au fost nevoiți să intervină. Efectivele ISU de ghic al județului Telorman au intervenit pentru stingerea 40 de incendii, dintre care unul izbucni la două spații comerciale din municipiul Roșiorii de Vede, un incendiu într-o gospodărie din apropierea orașului Videle și 38 de incendii de vegetație uscată, miriște și resturi menajere, la 130 de cazuri smurt pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor rănitelor cu probleme medicale grave, la 6 accidente rutiere produse pe raza localităților Scurtu Mare, Văcărești, Balaci, Izlaz, Roșiorii de Vede și Orbeasca de Jos, la care salvatorii telormăneni au intervenit pentru deblocarea victimelor din caroseriile deformate, acordarea primului ajutor calificat și asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor. Una dintre cele mai dificile misiuni s-a desfășurat duminică după amiaza. În jurul orei 15, salvatorii au fost solicitați să intervină la o persoană posibil înecată în râul Olt, în zona localității Izlaz. La fața locului s-au deplasat două echipaje de intervenție cu ambulanță smurt și o autospecială Duster cu barcă de salvare de la detașamentul de pompieri Turnu Măgurele, iar de la SAJ Telorman un echipaj medical. Victima, un bărbat de aproximativ 47 de ani, se afla pe malul celălalt al plajei de pe râul Olt, fiind scoasă de cetățenii aflați în zonă. Pentru a ajunge în acel loc, unde malul este foarte abrupt, singura cale de acces era peste un pod pe un drum foarte greu accesibil. Cu ajutorul oamenilor de la fața locului, bărbatul a fost adus pe celălalt mal cu o saltea, de unde a fost preluat de echipajul smurt în stare de inconștiență, însă cu semne vitale. Victimei se realizase manevre de resuscitare de către mai mulți cetățeni, printre care și un paramedic, care se afla pe plajă la momentul producerii acestui eveniment. În drumul spre spital, victima a intrat din nou în stop cardiorespirator, paramedicii smurt Turnu Măgurele fiind nevoiți să reînceapă manevrele de resuscitare. Din fericire, în urma eforturilor acestora, starea de sănătate a victimei a fost stabilizată.